Sparanghelul este considerat una dintre cele mai sănătoase legume, asta datorită aportului său nutrițional valoros. Planta de sparanghel este folosită în alimentație din cele mai vechi timpuri, fiind denumită și hrana regilor. Interesul pentru sparanghel a crescut în ultimii ani și în România, însă prețul destul de piperat face ca acesta să nu fie frecvent folosit în alimentație pe plaiurile mioritice. Există trei soiuri de sparanghel: verde, alb și sparanghel violet. Cel verde este cel mai des întâlnit, asta și pentru că rodește pe tot parcursul anului. Sparanghelul este o legumă delicioasă consumată singură, însă poate fi gustată și alături de un sos sau împreună cu diferite mâncăruri, precum supe, paste, risotto, preparate din pește, fructe de mare sau sufleuri. Sparanghelul are un gust deosebit, aromele sale aduc ușor a conopidă, porumb fiert sau vânătă. Cel violet are un gust mai dulce decât cel verde și cel alb și o textură mult mai fragedă. Sparanghelul ideal pentru consum imediat este bine să aibă culoarea verde deschis cu nuanțe purpurii spre vârfuri. Partea lemnoasă a tulpinii nu trebuie să depășească 15% din lungimea totală a sparanghelului. Tulpinile trebuie să fie ferme, fără urme moi. Sparanghelul este minunat în diete pentru a menține o alimentație sănătoasă. Minunatul sparanghel poate fi consumat ca garnitură lângă carne, fără riscuri.